Bună seara, dragi prieteni! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi la această dezbatere cu numărul 358, organizată de Societatea de Științe Juridice și transmis live pe site-ul juridice.ro. Numele meu este Alexandru Frunză Nicolescu și astăzi am plăcerea de a modera această dezbatere pe tema atacurilor cibernetice și fraudelor informatice în contextul COVID-19. Alături de mine, de la distanță, îi am pe Alin Becheanu, Head of Bună ING seara! Fraud Monitoring and Prevention, și pe Florin Costache, Head of ING Regional Information Risk Management Center. Bună seara! Alin Bună seara! Becheanu are o experiență de peste 15 ani în managementul riscului de fraudă și spălării banilor și a început cariera ca ofițer de poliție în cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Ulterior a trecut în mediul privat, coordonând echipe de prevenire a fraudelor și spălării banilor în diverse instituții financiare. Este totodată președintele APCF, Asociației pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor, și al Comisiei Antifraudă din cadrul Asociației Române a Băncilor. Florin Costache s-a alăturat echipei de management al riscului informațional din ING Bank în 2006. În 2009 a preluat rolul de manager al echipei IRM Wholesale Banking, iar în 2012 a fost numit director al Centrului Regional de Management al Riscului Informațional ING. Deține o serie de certificări în domeniul IT și este totodată un white hacker acreditat, adică un hacker bun, putem spune. Cât despre mine, Alexandru Frunză Nicolescu, sunt procuror la parchetul Tribunalului București până la finalul lunii mai. Din 1 iunie voi desfășura activitatea ca legal officer în cadrul Eurojust, Agenției Europene de Cooperare Judiciară. Am lucrat mare parte din carieră în domeniul combaterii criminalității informatice, atât în calitate de ofițer de poliție judiciară, cât și ca procuror. Am avut plăcerea de a fi detașat pentru 3 ani în cadrul Consiliului Europei în divizia Cybercrime. Deci, mare parte din carieră e legată de combaterea criminalității informatice. Cu privire la dezbaterea de astăzi, vă mulțumim că sunteți alături de noi, iar în cazul în care aveți întrebări pe care vreți să ni le adresați, puteți face asta pe pagina de Facebook a juridice.ro, iar la finalul dezbaterii vom prelua câteva dintre întrebările dumneavoastră la care sperăm să vă putem da niște răspunsuri. Am avut o discuție foarte interesantă cu cei doi colegi anterior acestei dezbateri și am hotărât să structurăm această dezbatere în următorul mod. Am dorit pentru început să discutăm despre principalele tipuri de atacuri cibernetice și fraude informatice cu care ne confruntăm în perioade normale. Apoi vom discuta despre tipologia acestor infracțiuni pe perioada pandemiei cu COVID-19. Vom discuta apoi despre măsurile de prevenție, descurajare și reacție implementate în mediul privat cu privire la aceste infracțiuni, dar și cu privire la reacția autorităților competente în ceea ce privește aceste infracțiuni. Un lucru foarte important pe care vrem să-l abordăm este cooperarea internațională, interinstituțională, dar mai ales cooperarea și parteneriatul public-privat în acest domeniu. Și cum utilizatorul, clientul, are și el un rol foarte important în procesul de prevenire, vom aborda și această temă la finalul dezbaterii noastre. Florin, dacă putem începe cu tine, poți să ne spui, te rog, care sunt cele mai frecvente tipuri de atacuri cibernetice cu care se confruntă băncile la nivel național și global și cu care se confruntau înainte de criza declanșată de COVID-19?
Bineînțeles, din perspectiva atacurilor cibernetice, cel mai întâlnit tip de atac care a fost prezent și pe piața din România a fost binecunoscutul atac de phishing, adică acel atac prin intermediul căruia utilizatorii primeau un e-mail care impersona o anumită organizație, putea să fie aceasta, fie o instituție financiară, fie de alt tip, iar utilizatorului se cerea să acceseze un link din acel e-mail, link care ducea către o pagină aflată în controlul atacatorilor. Iar dacă clienții sau utilizatorul introducea acolo date confidențiale, acestea putând fi fie utilizator și parolă, indiferent că e vorba de o aplicație de internet banking sau de alt tip de aplicație, fie date de card, număr de card, data expirării sau cod de securitate, acestea ajungeau în posesia atacatorilor. Acesta a fost primul tip de atac, cel mai vechi. În ultimii ani, în schimb, a apărut un alt tip de atac, acesta fiind ransomware, deci practic atacul prin intermediul căruia datele de pe calculatorul utilizatorului erau criptate, practic ele nu mai puteau fi accesate de către utilizator, iar utilizatorului îi se cerea o sumă de bani ca recompensă în schimbul decriptării, deblocării accesului la datele respective. Acestea au fost cele mai întâlnite în ultimii ani, iar cu o anumită frecvență mai redusă, din când în când mai apăreau și anumiții troienii bancari, acele tipuri de software malițioase care aveau ca scop practic accesul la contul de bani al utilizatorului și eventual câștigul financiar. Acestea au fost atacurile, să spunem așa, pe timpul de pace, înainte de COVID, din perspectivă atacuri cibernetice active pe piața globală sau din România. Bănuiesc că au existat și cazuri de DDoS attacks, de denial of service attacks cu care v-ați confruntat. Dacă poți să ne spui două cuvinte despre. Atacurile tip denial of service, din păcate, nu avem foarte multe date statistice la nivel național ca să putem să vorbim despre frecvența acestora. Noi, ca instituție financiară, ING Bank, ne-am confruntat la începutul anului trecut cu un astfel de atac, într-adevăr, dar a fost primul de așa natură. Iar de atunci, astfel de atacuri devin o regularitate, ele se întâmplă cu o anumită frecvență, însă impactul acestor atacuri până acum a fost destul de bine controlat de sistemele noastre de protecție. Am înțeles. Alin, dacă îl poți completa pe Florin, făcând o scurtă referire la tipurile de fraude informatice pe care le întâlnim cel mai des în mediul privat și efectele lor înainte de, adică ca regulă generală înainte de apariția acestei crize. Sigur. Cred că acum e o definiție destul de amplă atunci când spui fraudă informatică. În general, cam tot ceea ce are legătură cu un sistem de calcul poate fi transformat într-o infracțiune care are legătură cu frauda informatică. Dacă să fac un top așa, aș spune că din datele pe care cel puțin la nivel internațional le avem, pe primul loc văd partea de business email compromise, acel invoice fraud, cum este numit sub o altă denumire, sau parte de factură falsificată. Ca să dau câteva detalii cu privire la această tipologie, de multe ori se întâmplă ca acel cont de e-mail de business al unei companii să fie cumva atacat și date cu privire la clienți sunt luate, iar ulterior sunt transmise facturii cu alte date de contact și date de plată, inclusiv conturi bancare. Clientul firmei respectiv, furnizorului respectiv, de cele mai multe ori nu e la curent de situația respectivă, primește e-mail-ul și, bineînțeles, face plata într-un cont care nu-i aparține furnizorului respectiv. Ceea ce mai departe generează, după poate o perioadă de timp, 30 de zile în care se așteaptă să primească banii, o serie de probleme ulterioare. Banii în perioada asta, de cele mai multe ori, sunt transferați în alte conturi și, în felul acesta, cumva,
se reușește să fie și un proces din acesta de, să zicem așa, fructificare a infracțiunii respective și banii retrași. Dacă mă uit un pic la statistici, din păcate nu am reușit să găsesc ceva la nivel național, am reușit să găsesc ceva în schimb la nivelul FBI. Știu că raportul din 2019 era pe locul întâi acest tip de infracțiune și cred că dacă aș face o extrapolare și la nivelul Europei, tot cam pe acolo ar fi, undeva la aproape de 2 miliarde de dolari pierdere și aproape de vreo 250.000 de cazuri raportate. Apoi cred că aș merge un pic pe locul 2 cu ceea ce înseamnă parte de money mules, ca târg de bani, dacă putem să spunem așa. Persoane care de cele mai multe ori sunt păcălite sub diverse pretexte ca să poată să deschidă conturi bancare și ulterior să primească sume de bani. Iar pretextele pot fi multiple, o angajare și ne uităm poate de multe ori la anunțuri de genul stai acasă și câștigă bani în mod rapid. Și primesc sume de bani care de cele mai multe ori provin din infracțiuni, iar apoi banii sunt transferați mai departe către alte țări sau retrași de la ATM. Și în felul acesta se amplifică procesul de spălare a banilor care provine din diverse infracțiuni. Și poate pe locul 3 aș numi și partea aceasta de obținere de produse financiare folosind documente, și aici zic documente, poate documente de venit, dar și documente de identitate care sunt falsificate. Cam asta spune că un top 3, așa din perspectiva celor mai întâlnite tipologii. Mulțumesc. Într-un raport emis de către Europol ulterior declanșării pandemiei COVID-19, se specifica următoarele. Pandemia impactează puternic arhitectura criminalității grave și organizate, infractorii profitând de oportunitățile aduse de criză, adaptându-și modurile de operare sau angajându-se în activități infracționale noi. Numărul de atacuri cibernetice este însemnat și în continuă creștere. Infractorii s-au folosit de criza declanșată de COVID-19 pentru a comite infracțiuni informatice adaptate crizei. Este foarte probabil ca cyber-infractorii să exploateze faptul că din ce în ce mai mulți angajați lucrează de acasă, acest aspect putând facilita conectarea fără drept la sistemele informatice ale companiilor unde lucrează aceste persoane. Florin, cum s-a schimbat profilul de risc la nivel global și național ca urmare a apariției acestei pandemii? Cum au profitat infractorii cibernetici de această pandemie? Infractorii cibernetici profită de cele mai multe ori când apar diferite catastrofe la nivel global, indiferent că vorbim de catastrofe naturale sau de altă natură, la fel de bine cum profită și de apropierea anumitor sărbători. Se știe, specialiști în securitate informatică știu că în această perioadă numărul de atacuri crește. Ce a adus nou și ce a făcut să fie o situație cu adevărat unică această pandemie a adus tocmai această migrare masivă în lucru de acasă. Practic, multe companii au trebuit să facă această migrare pentru a putea să continue activitatea la fel ca înainte. Și automat, oamenii stând mai mult pe internet, folosind sisteme de acasă, practic reprezintă acest lucru a reprezentat o fereastră mult mai mare în care atacatorii cibernetici puteau să îi compromită. Pe lângă acest lucru, în această perioadă oamenii au căutat tot timpul să obțină informații despre ce se întâmplă la nivel local sau global, au căutat diferite resurse de internet sau au căutat diferite aplicații care să le ofere aceste informații. Și atacatorii cibernetici au profitat de această situație și au migrat toate atacurile folosite înainte și le-au particularizat cu COVID. De exemplu, au circulat foarte multe mesaje de tip phishing care exploatau tocmai nevoia oamenilor de a ajuta diferite organizații și au impersonat diferite organizații caritabile încercând să captureze datele financiare ale diferiților utilizatori sau a crescut numărul de e-mail-uri nesolicitate, e-mail de tip spam, toate aceste e-mail de tip spam fiind purtătoare de diferite fișiere atașate care de fapt reprezentau un software malițios, scopul fiind acela ca utilizatorul
să îl deschidă și automat atunci s-au folosit de diferite situații unice induse de pandemie, diferite poate tratamente unice descoperite sau o știre senzațională, astfel încât utilizatorul din instinct, că de fapt acest lucru exploatează atacatorii cibernetic, instinctul nostru care să ne facă să nu mai folosim partea rațională, ci să trecem la a folosi impulsul. Bineînțeles că dacă cineva în această perioadă a deschis un atașament dintr-un e-mail nesolicitat, fie calculatorul sau device-ul de pe care a deschis acel e-mail, e foarte probabil să fi fost infectat cu un astfel de software malițios, sau cei mai puțin norocoși poate că au avut parte de refuzul accesului la date, practic acel atac de tip ransomware pe care l-am descris anterior, fiind mascat ca un fișier atașat la un astfel de e-mail. Interesant este și ceea ce se spune în raport. Într-adevăr, dacă la începutul pandemiei frecvența atacurilor sau magnitudinea acestora nu era foarte mare, ce am observat de când aceasta a început este că pe măsură ce timpul a trecut și complexitatea atacurilor s-a dezvoltat, dar și numărul de atacuri a crescut. Practic, atacatorii cibernetici, așa cum noi, atât instituții private cât și cele publice, colaborăm pentru a contracara aceste atacuri, la fel de bine și aceștia colaborează și folosesc acea secțiune a internetului denumită Dark Web, în care aceștia sunt foarte activi și caută să încheie diferite înțelegeri, practic să poată să lanseze noi atacuri în această perioadă. Deci da, se confirmă și se confirmă acest trend, numărul de atacuri a crescut și toate aceste atacuri s-au reprofilat și au încercat să exploateze această nevoie a utilizatorilor de informații astfel încât să fie compromiși. Există ceva specificități ale pieței românești față de celelalte țări ale lumii? Există anumite tipuri de infracțiuni care sunt direcționate special spre zona României? Nu aș spune că sunt anumite atacuri special dezvoltate pentru piața românească. Bineînțeles că atacatorii cibernetici, pentru a-și mări șansele de a compromite un utilizator, încearcă să adapteze aceste atacuri la specificul local, însemnând fie să se folosească de branduri locale active pe piața din românească, fie să scrie aceste mesaje de e-mail, dacă vorbim de cele care vin pe e-mail sau pagini de phishing, să fie scrise în limba română. Da, și asta e particularitatea pe care o folosesc, dar nu am observat din datele pe care le-am avut la dispoziție un atac special conceput pentru piața din România. Mulțumesc. Alin, dacă ne poți spune câte ceva despre noile tipuri de fraudă informatică cu care te-ai întâlnit după apariția COVID-19 sau pentru care deja au început să fie implementate măsuri de prevenire? Cred că m-aș uita un pic în perioada asta la sentimentele care sunt amplificate și când zic sentimente mă uit un pic la sentimentul de frică și poate câteodată și la oportunitate de a câștiga niște bani într-un mod foarte rapid. Și atunci, în mod cert, partea asta de care vorbea Florin cu mesajele foarte multe transmise, spamurile acestea prin care sunt oferte de nerefuzat, fie la materiale sanitare și vorbim aici tot ceea ce înseamnă măști și ne uităm un pic, prețul unei măști a crescut semnificativ și atunci cel mai probabil e o oportunitate foarte mare. Iar mă uitam, prețul acum e undeva de 10 ori sau poate chiar mai mare, depinde de unde cumperi și atunci întotdeauna vor apărea din aceste oportunități. În același timp și partea de frică este foarte folosită ca un pretext pentru de acești fraudatori în ideea în care induc oamenilor un sentiment, uite, am acum posibilitatea să-ți ofer o aplicație care o să-ți dea toate persoanele care sunt infectate din jurul tău sau orice altă formă, doar trebuie să transferi o sumă de bani sau să descarci aplicația gratuit. Pot fi sub diverse pretexte. În plus, ce am mai observat, ține foarte mult și de partea de obținere informații. Partea asta de distanțiere fizică ține foarte mult și de imposibilitatea de a te întâlni și a confirma anumite lucruri și atunci sub pretextul
unor reprezentanți ai statului sau poate ai unor bănci și instituții financiare sau altor parteneri de afaceri, persoanele sunt sunate și li se cer anumite date sau informații care, în mod normal, sunt în categoria celor confidențiale. Și atunci, bazându-se pe această distanțiere fizică, cel mai probabil unele persoane sunt tentate să cedeze și să dea informațiile respective, care pot fi valorificate mai departe. Cam asta aș vedea o intensificare mai amplă. Deci, la fel ca în orice situație de fraudă, infractorii se folosesc de slăbiciunile victimelor pe care le folosesc în favoarea lor. În perioada Exact. aceasta, fiind o perioadă foarte dificilă și sensibilă pentru persoane în general, normal că oamenii și mediul privat sunt mai ușor de fraudat raportat la aceste noi condiții. Aș dori să mai aduc încă o dată în atenția celor care ne urmăresc că pot formula întrebări dacă au astfel de întrebări și că vom încerca să le răspundem la finalul acestei dezbateri. Organizatorii ne-au comunicat că la ora 8 ar trebui să avem o pauză publicitară. Le-aș propune, având în vedere că am intrat într-un nou set de întrebări și de discuții, să preia pauza publicitară acum, urmând a reveni după această pauză. Dacă vorbim de prevenție și de ce putem să facem în această perioadă pentru a preveni sau detecta aceste atacuri, aici cred că putem să vorbim de două aspecte. Pe de o parte, ce pot să facă diferitele instituții care pot fi abuzate în aceste atacuri sau care pot fi ținta ale acestor atacuri, și pe de altă parte, ce pot face utilizatorii. Dacă vorbim despre instituții, multe din atacurile cibernetice, bineînțeles că pot fi prevenite implementând diferite soluții tehnice, pe de-o parte, pe de-altă parte și comunicând, având campanii de conștientizare comunicate către clienți sau către utilizatorii serviciului companiei respective, poate să îl ajute pe utilizator în a detecta aceste atacuri. La fel de bine, în companiile, pe lângă clasicele filtre de e-mail care pot să scaneze și să detecteze dacă anumite e-mail-uri conțin diferite fișiere atașate ca fiind malițioase, prin diferitele programe antivirus instalate pe device-urile de lucru ale utilizatorilor, plus alte sisteme tehnice pe care nu o să le număr pentru că sunt destul de multe. Dacă vorbim în contextul COVID, având în vedere că utilizatorii lucrează de acasă și accesează sistemele companiei de acasă, atunci o atenție sporită trebuie să fie acordată și cât de securizată este rețeaua de acasă. Da? Să nu folosim calculatoarele personale sau să nu folosim un calculator care este împărțit împreună cu copiii, poate sau cu altcineva din familie, la alte tipuri de activități. De ce riscul? Există acest risc de a avea acel calculator compromis și dacă el ar fi folosit la accesarea resurselor organizației, atunci și rețeaua organizației ar putea fi compromisă. Sau a nu folosi echipamente care să aibă parolele din fabricație, parole, așa numite parole default. Ar trebui să avem schimbate parolele la rețelele wireless și la alte programe și la fel de bine să acordăm atenție modului prin care software-ul pe care îl folosim pe diferitele device-uri este păstrat la zi, adică să aibă instalate ultimele versiuni, tocmai pentru că prin aceste update-uri pe care și le fac diferitele programe, se repară și diferite probleme de securitate care pot fi identificate în această perioadă. Și cred că putem să avem aici un exemplu, fără să numim compania, a fost foarte mult discutat în ultimele săptămâni, un software care permite videoconferințe, care a fost folosit la scară largă, atât local cât și global. Iar acesta, tocmai datorită atenției pe care a primit-o de la utilizatori, a primit și o atenție din perspectivă atacurilor cibernetice, fiind identificate o serie de vulnerabilități ale acestui software care a trebuit să fie rezolvate destul de repede. Lucru important, cum spuneam, în această perioadă.
La nivel de proceduri, s-au modificat procedurile de lucru sau s-au dezvoltat procedurile care erau deja implementate, dar adaptându-se la numărul mult mărit de persoane care fac teleworking? Acest lucru a depins la organizație la organizație, pentru că chiar și înaintea apariției situației COVID existau organizații care permiteau acest lucru de acasă, având acest lucru fiind deja permis, proceduri și sistemele erau deja pregătite și funcționale. Ce a indus din această perspectivă pentru acele companii situația COVID a indus necesitatea poate de a scala mai mult sistemele IT pentru a suporta acest volum mare de utilizatori care dintr-o dată trebuie să lucreze de acasă. Bineînțeles că pentru acele organizații care poate până în acel moment nu foloseau lucru de acasă a reprezentat un proces mult mai complex de a permite acest lucru, pe lângă investițiile în soluțiile IT, așa cum spui și tu, a dezvolta proceduri, a educa angajații ca să înțeleagă ce reguli trebuie să respecte astfel încât datele organizației și rețeaua organizației să nu fie puse în pericol. Alin, dacă vrei să completezi ce a spus Florin cu tipicitățile sigur, pe cauze. Fiind o varietate mai mare din perspectiva tipologiilor de fraudă, aș încerca cumva să particularizez. O să iau câteva dintre ele, să încerc să mă pun în perspectiva cumva în postura unei companii care, în mod normal, se confruntă cu astfel de situații. Și dacă aș zice, în primul rând, de acel business email compromise sau factura falsă, care este primită de către un client pentru a face o plată către un furnizor, într-un cont care nu aparține furnizorului respectiv, deci într-un cont fals, cred că primul lucru care ar trebui să-l țin cont este o politică sau o procedură clară, instrucțiuni clare pentru cei care primesc astfel de mesaje și, bineînțeles, cei care efectuează plățile. Pentru un anumit prag poate să introduc și o verificare suplimentară. Bineînțeles, în momentul în care vorbim și de o factură poate primită pe e-mail și e un cont diferit față de contul în care plăteam în mod obișnuit, poate atunci s-ar impune ca, în mod normal, să am o confirmare a acelui cont bancar făcută printr-un alt canal, nu prin datele care sunt transmise pe acea factură primită pe e-mail. Da? Deci ar trebui să am măcar un număr de telefon, aș căuta un pic pe website-ul companiei, să văd acolo o modalitate de contactare și cumva să verific acel cont. Bineînțeles, ar trebui să fie un proces care este de instruire permanentă, pentru că, bineînțeles, și în cadrul companiilor oamenii vin și alții pleacă și în momentul respectiv procesul cumva este lăsat în hibernare, să spunem așa, și dacă oamenii nu sunt instruiți, primul lucru care îl fac este să aplice varianta rapidă. Mai ales că mesajele astea de cele mai multe ori vin sub forma de urgent, trebuie să plătiți factura astăzi, sunteți scadenți și așa mai departe. Deci cumva se induce și acel sentiment de urgență în mesajul respectiv. Dacă am luat un alt caz, vorbim de o tipologie de cărăuși de bani, în care persoanele pur și simplu sunt păcălite, astfel încât să deschidă conturi bancare și mai departe să primească sume de bani. Aici e foarte important să privim din perspectiva persoanelor care de cele mai multe ori, poate între ghilimele de rigoare, sunt angajate. Primesc o oportunitate pe e-mail și îi dau mai departe persoanele respective detaliile, iar ca și finalitate, scopul este să deschidă contul bancar și să primească suma de bani, care provine din infracțiuni. Și atunci, cred că primul lucru la care m-aș uita este modalitatea prin care am fost contactat de persoana respectivă. M-aș uita dacă acea companie este din România sau dacă este din străinătate. Aș încerca un pic să validez dacă informațiile respective, mă refer aici, compania are un site, sunt informații pe Ministerul de Finanțe, dacă e o companie din România. Prietenul Google oferă o serie de informații la momentul ăsta din surse publice, astfel încât o să obțin mai multe detalii. Și bineînțeles, m-aș uita, nu în ultimul rând, la scopul pentru care sunt angajat și banii pe care, în mod normal, ar trebui să primesc. Și când e vorba de bani, de cele mai multe ori, vorbim de bani proveniți din afară, care au ca obiectiv să fie transferați în alte țări sau retrași și transferați prin alte modalități mai departe. Și atunci, atâta timp cât există partea asta de conștientizare, la momentul în care o persoană dă curs unei astfel de oportunități, da, crezând că este un job sau ajută un prieten sau, eu știu, sub diverse alte forme,
E foarte important să fii conștient mai departe că sunt niște infracțiuni comise și că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este cumva prevenția. Da? Iar aș lua ultimul să zic partea de solicitare de informații confidențiale, în care poate persoanele sunt contactate, mai ales acum în perioada asta, pe e-mail sau pe telefon de cele mai multe ori și sub pretextul unor reprezentanți ai autorităților sau poate din partea băncilor, li se cer anumite detalii, sincronizarea sistemelor informatice, poate se dau drept reprezentanții unor societăți de software și doresc să facă o scanare a sistemului să vadă dacă mai departe există virus instalați pe calculatorul respectiv. Și suport tot felul de alte pretexte, în ideea în care obțin informațiile de identificare ale persoanei, și aici vorbim datele de identificare, poate conturi bancare, date cu privire la carduri, detaliile cu privire la logarea pe conturile de online banking și mai departe sunt folosite pentru a obține diverse beneficii într-un mod fraudulos. Și atunci cred că primul sfat care l-aș da ar fi sub forma de a nota detaliile pe care persoana respectivă le cere sau dacă există o solicitare expresă din partea persoanei, a nota și detaliile persoanei însemnând nume, ce instituție reprezintă și aș încerca să contactez eu mai departe instituția respectivă dacă mi se cer informații de genul acesta. Plecând de la premisa că în mod cert, instituția respectivă, indiferent că e o bancă sau autoritatea statului, poate fi contactată și ulterior și nu e o urgență atât de mare, astfel încât să furnizez acele detalii. Cam din postura asta aș vedea, ceea ce poate ar fi foarte util pentru o persoană, astfel încât să nu cadă victima unei astfel de fraude. Am înțeles. Din ce a spus amândoi, cred că e important să scoatem în evidență faptul că oricât de bune măsuri de securitate informatică am implementa, este nevoie de investirea de resurse și în resursa umană, pentru că personalul poate să reprezinte o vulnerabilitate și să permită intrarea factorului de risc în intermediul societății să creeze daune. Absolut. Bun, am discutat despre măsurile implementate și despre bunele practici din mediul privat. Aș vrea acum să discutăm despre reacția și despre modul în care intervin autoritățile publice cu privire la acest tip de infracțiuni. Mă refer aici la poliție, parchete, instanțe, dar și la autorități din domeniul economico-financiar, de securitate informatică, de securitate națională. Știm foarte bine că majoritatea atacurilor cibernetice sunt inițiate din afara jurisdicției naționale. Știm că pentru foarte multe dintre aceste atacuri autoritățile nu sunt sesizate. Știm că aceste infracțiuni prezintă o tipologie foarte specială și că sunt mai greu de investigat decât infracțiunile clasice. Și știm că sunt foarte multe tipuri de infracțiuni de acest tip, ceea ce face că nu toate cazurile sesizate pot fi investigate sau urmărite și judecate așa cum ar trebui. Alin, cum vezi reacția autorităților competente raportat la aceste noi tipuri de infracțiuni în această perioadă a crizei sanitare? Sunt implementate măsuri eficiente de prevenire și descurajare sau atunci când infracțiunile sunt comise există un răspuns prompt și efectiv al autorităților competente? Acum, cred că aș disocia un pic ceea ce înseamnă parte de reprezentanții ai diverselor instituții față de ceea ce oferă sistemul în sine, pentru că ne uităm un pic din perspectiva asta, unele modele din afară arată că există anumite abordări care înseamnă prag de materialitate în funcție de infracțiune și așa mai departe. În cadrul, să spunem așa, procesului penal român nu există un anumit prag de materialitate și atunci cumva există la momentul ăsta din statistici și se poate observa foarte ușor o încărcătură destul de mare la nivelul tuturor autorităților.
Aici vorbim din perspectiva autorităților penale și așa mai departe, poliție, parchet. Deci cu toții cred că sunt la un nivel în care absolut orice infracțiune, indiferent de prejudiciul respectiv, ea trebuie investigată și trebuie urmat cursul respectiv. Dacă vorbim de partea de prevenție, cred că poate aici am putea să ne axăm un pic mai mult și am putea să găsim niște căi de comunicare mai bune, în ideea în care poate obiectivul ca să mutăm această încărcătură foarte mare ar fi să transferăm partea de investigare într-o parte de prevenție, să vedem cum am putea să facem astfel încât să diminuăm cumva numărul de astfel de cazuri. Și aș da aici un exemplu. Cred că mai bine de 5 ani în urmă a fost introdus un proiect prin Asociația Română a Băncilor, în care se face verificarea veniturilor în momentul în care o persoană aplică la un credit prin intermediul bazei de date ANAF, semnând un acord de interogare. Prin această modalitate, este o modalitate foarte sigură, foarte clară, foarte transparentă, prin care persoana, în primul rând, nu mai trebuie să aducă documente justificative în momentul în care solicită un credit la o bancă și atunci este interogată ca atare baza de date ANAF-ului, fiind o metodă foarte transparentă și foarte eficace în a identifica orice situație de fraudă. O metodă de digitalizare, am putea să spunem, care, dacă ne uităm un pic din perspectiva cazurilor care au fost cu mulți ani în urmă, a scăzut foarte mult pe partea de tentativă sau pe partea de înșelăciune în momentul în care a fost introdus acest sistem, ținând cont că înainte vorbeam de documente care erau aduse, adeverințe de salariu sau contracte de muncă, fiind în varianta electrică, ele puteau foarte ușor fi falsificate. Și atunci procesul ăsta cred că a scăzut foarte mult numărul de cazuri, numărul de plângeri penale, pentru că nu a mai oferit oportunitatea. Că de cel mai multe ori o fraudă este comisă atunci când există o oportunitate. Dacă noi reușim cumva să reducem aceste oportunități și sunt, aș putea spune că sunt diverse proiecte în acest sens, cred că ar fi un proces mult mai facil și mult mai ușor de abordat din perspectiva și a autorităților, astfel încât să poată canaliza resursele pe cazurile care cu adevărat necesită o atenție sporită. Cred că din perspectiva asta, acolo aș merge mai mult, pe partea de prevenție. Da, vorbind despre autorități publice și reacția lor, cum fac parte dintr-o autoritate publică care e chiar implicată în astfel de în lupta împotriva acestor infracțiuni. Eu am fost tot timpul și am învățat din experiența proprie că modalitatea cea mai optimă de prevenire, de descurajare, dar mai ales de combatere a infracțiunilor informatice, este o cooperare atât la nivel național cât și la nivel internațional, atât între autoritățile competente, autoritățile judiciare de aplicare a legii polițienești, dar mai ales între autoritățile publice competente și mediul privat. Astfel de parteneriate pot ajuta foarte mult la o combatere și la o prevenire eficientă a acestui fenomen. Alin, din perspectiva privatului, cum se vede această cooperare? Ce funcționează? Ce ar putea fi îmbunătățit? Ne uităm un pic la istoric. Bineînțeles că avem câteva lucruri în spate și menționam de acest proiect care îl avem cu ANAF, care e în vigoare la momentul ăsta și prin care și noi, la rândul nostru, băncile oferim conform cadrului legal informații cu privire la clienții pentru care sunt derulate anumite verificări conform codului de procedură fiscală și ANAF-ul are dreptul să obțină informațiile respective. Și cumva procesul ăsta a fost digitalizat pentru că înainte să avem un astfel de proiect, majoritatea informațiilor erau transmise pe hârtie. Și atunci ne gândim un pic ce înseamnă asta ca să preiei pe format de hârtie și să începi să faci o investigație, fie ea una fiscală, în momentul în care poate soliciți de la trei bănci și poate cele trei bănci au extrase de cont diferite și având un format diferit și atunci încerci cumva să pui lucrurile cap la cap. Cred că astfel de soluții în care există un singur format, informația este transmisă într-un format electronic, într-un mod securizat, respectând legislația, este ceea ce ne poate ajuta mai departe. Acum, și mai departe, avem diverse proiecte cu cei de la alte autorități ale statului și aici aș putea să menționez și reprezentanții de ICOT și discutăm și cu alte unități de parchet, astfel încât să putem să ajungem la partea aceasta de
digitalizare, să renunțăm cumva, fiind în secolul 21 și toată lumea merge cumva pe partea digitală pentru că e mult mai eficientă și în același timp și mai puțin costisitoare, să renunțăm la varianta de hârtie pe schimbul de informații și să încercăm cumva să trecem exact pe varianta electronică. Ceea ce ar ușura, pe de o parte, și autoritățile, în ideea în care tot acest proces de analiză a informațiilor nu ar mai fi atât de consumator. Îmi amintesc eu, la rândul meu, atunci când lucram ca polițist, cât timp pierdeam astfel încât să pot să pun aceste lucruri cap la cap, în ideea în care erau pe un format de hârtie. Și atunci, cred că și asta poate fi o explicație pentru durata unui proces penal, că ne uităm, poate, ca statistici, poate fi la nivel de ani. Și atunci trebuie să înțelegem un pic care sunt sincopele pe care sistemul le are la momentul ăsta și să încercăm să ajutăm. Și cred că o modalitate de cooperare public-privat, în care poate învățăm unii de la alții și vedem care sunt necesitățile de ambele părți, astfel încât să, cu adevărat, să lucrăm pe să spunem, o arie comună care înseamnă o responsabilitate mai mare și la nivelul utilizatorilor, bineînțeles și la nivelul clienților, și în același timp să le oferim un mediu mult mai sigur în care să-și desfășoare activitatea, e de interes, cred că, și atât pentru mediul privat, dar cât și pentru mediul public. Da, din propria experiență pot să spun că am observat atât în sistemul judiciar, la parchete, la instanțe, cât și la nivelul unităților de poliție, încă există printre procurori, judecători, ofițeri de poliție, există pentru unii o reticență în a folosi aceste mijloace ale timpurilor în care trăim pentru comunicare. Cred că trebuie să îmbunătățim modul în care lucrăm și modul în care comunicăm. Cred că trebuie îmbunătățită și încrederea între sectorul public și sectorul privat, pentru că doar prin parteneriate bazate pe încredere se poate crește valoarea și eficiența unui astfel de efort. Și pentru că, Alin, vorbeai mai devreme despre rolul unui alt pion în întregul efort de a contracara acest tip de infracțiuni informatice, discutam și despre rolul pe care trebuie să îl aibă utilizatorul, consumatorul, clientul final în prevenirea și combaterea acestui tip de infracțiuni. Florin, ce părere ai despre rolul utilizatorului? Este utilizatorul educat pentru a lua măsurile necesare de precauție, aș lua măsurile necesare de precauție pentru a se proteja de astfel de atacuri? Avem practici bune, e nevoie de să îmbunătățim anumite aspecte în ceea ce privește această situație? Așa cum ai observat și tu foarte bine la întrebările anterioare, și eu și Alina am insistat destul de mult pe acest aspect de educare a utilizatorului. Dacă vorbim cât de multe lucruri se fac sau cât de educat este utilizatorul, nu cred că există o soluție care să aplice tuturor utilizatorilor, pentru că evident că depinde foarte mult și de utilizatorul în sine, ce cunoștințe tehnice are acesta. Însă, pe de altă parte, ce putem să facem este să încercăm să folosim ca instituții sau diferite organizații o comunicare și să facem campanii de conștientizare cât mai pe înțelesul publicului larg. De ce este acest utilizator atât de important? Pentru că elementul uman a fost, este și probabil că va rămâne veriga slabă din tot ce înseamnă lanțul de securitate. Pentru că așa cum spuneai și tu, poți să ai cele mai sofisticate sisteme tehnice, dacă utilizatorul apasă, deschide un fișier infectat sau își dă fără să știe credențiale de acces într-un astfel de sistem, atunci automat și atacatorii vor avea acces la acesta. Dacă ne uităm la cât conștientizare se face în mediul local, pe de o parte și noi ca instituție avem astfel de campanii,
comunicări se fac pe pagina oficială de Facebook și chiar pe site-ul ing.ro. La fel de bine am început să vedem în ultimul timp și alte tipuri de organizații active în această zonă și aș menționa campaniile de awareness care sunt făcute de către CertRo pe pagina lor de LinkedIn, unde încearcă să aducă la cunoștința publicului toate aceste încercări de înșelăciune pe care le-am menționat și Alin mai devreme, toți acești retailer care sunt impersonați sau diferite atacuri care pot să fie active la un moment dat. Dar da, cred că este destul de mult loc de mai bine, se pot face mult mai multe lucruri, tocmai pentru că utilizatorii joacă un rol important în tot acest lanț de prevenire și detectare a atacurilor cibernetice sau a fraudelor. Mulțumesc. Alin, dacă ai ceva de completat la ce a spus Florin cu privire la rolul utilizatorului, te rog. Cred că Florin a rezumat foarte bine. E adevărat că e nevoie de un triumvirat în care să vedem pe de o parte autoritățile, înseamnă mediul public, în același timp și mediul privat și nu în ultimul rând și parte de utilizator, pentru că atâta timp cât există o relație foarte bună și transparentă din punctul ăsta de vedere, sunt șanse mari de reușită. Cred că dacă m-aș uita un pic de ce sunt atât de prolifice aceste fraude, în general, vorbim că au un element comun, de cel mai multe ori vorbim că sunt transfrontaliere. Și atunci cooperarea între diverse state merge, dar merge destul de greu. Dacă ne uităm și acum aceste comisii rogatorii, de cele mai multe ori vorbim de transmitere de documente, adică hârtii, mai bine spus, în condițiile în care la fel de bine ar putea exista sisteme informatice, avem în momentul ăsta avem certificate digitale calificate, avem legislație care permite să transmiți documente semnate electronic și atunci nivelul de reacție cred că ar fi mult mai rapid în momentul în care avea un sistem de genul ăsta, cel puțin la nivelul Uniunii Europene. În momentul în care s-ar întâmpla poate o fraudă în Germania și ar avea mai departe bani transferați în Spania și apoi în Italia, România, ar fi șanse mult mai mari ca să fie acțiunile luate mult mai rapid dacă ar putea să existe în momentul ăsta o cooperare și o comunicare mult mai digitalizată, dacă putem să spunem așa. Ca să concluzionez ce am discutat în această oră, vor exista în continuare infracțiuni informatice și atacuri informatice, vor fi folosite tot timpul vulnerabilitățile existente în sisteme. E important ca toți partenerii implicați în această luptă împotriva infracționalității să colaboreze și să se coordoneze. E nevoie de măsuri la nivel de mediu privat, e nevoie la măsuri și la reacții din mediul public, din partea autorităților. Este nevoie de awareness în cadrul personalului, este nevoie de awareness în cadrul cu privire la utilizator, la măsurile pe care trebuie să le ia pentru a se proteja de astfel de atacuri. Avem câteva întrebări care au fost postate pe pagina de Facebook a juridice.ro. Voi lua doar câteva dintre ele și câteva care, despre care am considerat că sunt legate de tema pe care am decis să o abordăm astăzi. O primă întrebare sună cam așa: de la ce nivel al unei companii este nevoie de un specialist în securitate informatică? Este suficient utilizarea unor dispozitive de protecție sau e nevoie și de un specialist care să supravegheze implementarea și funcționarea acestor sisteme de protecție? Care dintre voi, fiind în domeniul tehnic, eu mă rețin a oferi un răspuns. Pot să preiau eu întrebarea. E o întrebare extrem de interesantă, pe de altă parte nu va avea un răspuns concret. Și o să explic de ce. Meseria mea în ING este să fac partea de management a riscului. Ce înseamnă acest management a riscului? Să identifici care sunt riscurile de care vrei să te protejezi și cât și automat ce valoare protejezi, care este valoarea bunului pe care vrei să-l protejezi versus ce controle de securitate sau ce soluții de securitate vei implementa și cât costă acestea.
Managementul riscului spune să găsești balansul astfel încât să nu cheltuiești mai mult decât valoarea informației protejate. De aceea, în primul rând, ca să poți să decizi de la ce nivel al unei companii e nevoie de un specialist, în primul rând trebuie să înțelegi care este obiectul de activitate al companiei, da, cu ce tipuri de date lucrează, dacă datele sunt reglementate, da, evident că vorbim de un anumit nivel de investiție pentru o instituție financiară și poate de un alt nivel de investiție pentru o companie care poate face amenajări de grădini. Aceasta ar trebui să fie analiza făcută, ce încercăm să protejăm, datele cu care lucrăm, iar dacă ar fi dacă este suficientă doar utilizarea unor dispozitive de protecție, fără a avea un specialist pe care să le urmărească, analogia pe care o aș face este degeaba am avea un sistem de alarmă la casă dacă nimeni nu ar reacționa atunci când alarma sună. Da? Deci automat tehnologia vine la pachet cu procese și cu oameni, e nevoie de oameni care să facă managementul acestor echipamente, tocmai pentru că aceste echipamente necesită diferite reîmprospătări ale semnăturilor pe baza cărora detectează atacurile cibernetice, pot să necesite diferite intervenții clasice de IT, iar dacă ele sunt nesupravegheate, practic își pierd valoarea pentru care ar fi fost implementate, practic pot să ajungă să nu mai detecteze sau să nu mai prevină niciun atac cibernetic și investiția făcută în acel echipament ar fi irosită. Sper să fi dat o direcție cel puțin ascultătorului care ne-a adresat întrebarea. Mulțumesc, Florin. O altă întrebare spune în felul următor. Este nevoie să avem VPN? Computeristul de la firmă spune despre VPN că este important a fi implementat, însă mie mi se pare foarte complicat. Aici vorbim despre câteodată lipsa de reacție și de înțelegere a personalului referitor la politicile de securitate informațională implementate la nivelul companiilor și la nevoia, la utilitatea, la oportunitatea de a pune în aplicare toate aceste proceduri. Desigur, cum vorbeam și mai devreme despre awareness-ul pentru utilizator, și cum spuneam, depinde foarte mult de profilul utilizatorului, de cunoștințele acestuia. Întrebarea, pot să înțeleg, și este o întrebare normală pentru cineva care nu are cunoștințe tehnice și aș pleca de la a explica conceptul ce face acest VPN. Da? Acest VPN ce face? Creează un tunel securizat între dispozitivul nostru de acasă și rețeaua companiei pentru care lucrăm. Practic, tot acel trafic din momentul în care o conexiune de VPN este realizată este protejat de restul traficului sau de restul internetului. VPN este important pentru că dacă am dorit să accesăm un sistem care se află în rețeaua internă a organizației, nu am putea să facem acest lucru dacă acel sistem nu ar avea o interfață securizată prin care acesta să fie accesat. Prin interfață securizată mă refer, ai putea să-ți accesezi e-mail-ul de la muncă dacă s-ar folosi o interfață web care să folosească un protocol securizat, cum este protocolul HTTPS. Da? Dacă vorbim de un sistem poate de contabilitate, doar a avea o astfel de conexiune VPN am putea să accesăm acel sistem în condiții de siguranță și fără a crea riscuri suplimentare pentru organizație și pentru datele pe care le folosim. De aceea, specialiștii în IT și un acces de la distanță în mod securizat se face prin intermediul acestui VPN și el este necesar. Din perspectivă cât de complicat este de configurat, bineînțeles că departamentele de IT sunt specializate și pot crea diferite ghiduri pe care utilizatorii să le folosească pentru a accesa acele VPN-uri, pentru că VPN-ul este un sistem care este configurat de departamentul IT al organizației,
iar utilizatorii nu fac decât să se conecteze prin intermediul unui client, un software care rulează pe device-ul de acasă, proces care nu este complicat dacă are la bază și un astfel de ghid pregătit de către departamentul IT. Și voi mai lua o ultimă întrebare. Un participant la dezbatere întreabă dacă nu considerăm că pedeapsa prevăzută în codul penal pentru infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic, care este închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă, nu este o pedeapsă foarte mică, care nu e nici de cum de natură a descuraja atacurile informatice. Aici aș, fiind în zona mea de confort și în area mea de expertiză, aș răspunde că, în primul rând, infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic este într-adevăr pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă, dar doar în forma clasică. Există două tipuri agravate ale acestei infracțiuni, care în mod concret sunt reținute cam în fiecare dintre situațiile de acces ilegal la un sistem informatic. Prima menționează că atunci când accesul fără drept la un sistem informatic este săvârșit în scopul obținerii de date informatice, ceea ce este cazul în mare parte dintre situații, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 5 ani. Și mai mult, dacă infracțiunea a fost săvârșită cu privire la un sistem informatic care era protejat prin anumite proceduri, dispozitive sau programe specializate, sau unde accesul era restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori, ceea ce iarăși este o situație foarte des întâlnită, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. Din punctul meu de vedere, ca practician, ca procuror, modalitatea de sancționare a acestor infracțiuni este una care este atât, ar trebui să fie atât disuasivă, dar este și proporțională cu scopul urmărit prin aplicarea acestor pedepse. Nu cred că problema la infracțiunile informatice este sancțiunea prevăzută în codul penal, cred că stăm foarte bine aici, ci faptul că anumite dintre infracțiunile informatice pot avea un conținut care nu este tot timpul clar și poate lăsa loc de interpretări. Cred că aici ar trebui, în situația în care legiuitorul decide să reanalizeze aceste infracțiuni, sunt câteva infracțiuni care, din punctul meu de vedere și această părere personală, pot fi îmbunătățite. Alin, dacă vrei să mai adaugi ceva aici. Mie mi s-a părut o explicație foarte exhaustivă, dar singurul lucru aș merge pe un alt palier, în ideea în care cred că partea de sancțiune penală însemnând închisoare sau amendă reprezintă doar un anumit factor descurajant ca atare, cel puțin pe partea asta. Cred că dacă ne uităm un pic la logica pentru care astfel de fapte sunt comise, ne uităm la oportunități și la controlele care le putem introduce noi ca atare. Și atunci m-aș uita mai degrabă cum am putea noi să facem astfel încât să descurajăm astfel de fapte. Și poate un prim lucru, poate vorbim de partea de educație și astfel încât să putem să informăm că s-ar putea ca de cele mai multe ori cei care comit astfel de fapte să aibă o vârstă destul de tânără și să încerce mai degrabă să fie o chestie de teribilism decât o chestie care e legată de, în mod direct, de avantaje comerciale sau ceva de genul. Dacă ne uităm, cred că la pondere. Nu am o statistică, dar asta e pur și simplu o părere a mea personală, asta estimez eu ca atare. Și atunci m-aș uita mai degrabă din perspectiva modului de a influența acești tineri, astfel încât să nu mai comită astfel de fapte și să înțeleagă mai degrabă că există și varianta, dacă vor, de ethical hacker sau o altă variantă prin care pot să-și dovedească maestria. Și revenim la discuția despre prevenire, care ar trebui să fie prioritară combaterii. Exact. Am ajuns la finalul dezbaterii noastre. Vă mulțumesc amândurora pentru participare și pentru inputurile de calitate. Mulțumim și noi dumneavoastră celor care ne-ați urmărit, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc toate cele bune.
Stați acasă, aveți grijă de voi și protejați-vă de posibilele atacuri informatice. O seară bună, vă doresc!